Hai să mergem mai departe spre China, de exemplu. China are interzis la high-tech, asta spune guvernul american, care pregătește primul pachet de măsuri, atenție, împotriva investițiilor cu capital american în companiile chinezești de inteligență artificială, computere cuantice și semiconductori avansați. Administrația lui Biden este îngrijorată de securitatea națională a Americii, iar astăzi Biden este așteptat să semneze proiectul de lege. În sfârșit, spun republicanii care îl critică pe Biden că nu a acționat mai din timp. Tot republicanii insistă că măsurile trebuie să fie și mai stricte. Nu le putem permite chinezilor să construiască arme cibernetice. Este, vedem... Eu aș merge să pun problema etică cu domnul profesor pe care îl avem în juriu. Știți, povestea a fost așa. Săptămâna trecută am văzut un apel venit din Coreea de Sud, partener al americanilor, da, țară parteneră, sprijinită, evident. O fostă directoare de la Samsung, care între timp a ajuns politician, și spunea, nu înțeleg, mi se pare total neetic să pui problema așa cum o pun americanii. Chipurile, tehnologia ar trebui să fie egale, să fie pentru toată lumea, nu să devină un motiv de disensiune planetară. Da? Dacă, într-o lume civilizată în care știm că avem resurse limitate, să pui problema așa, oricât ar fi americanii de parteneri ai noștri, nu ni se pare etic. E etic? Depinde ce înțelegem prin etic. Dacă prin etic înțelegem democratizarea tehnologiilor, da, nu este etic. Dar dacă prin etic înțelegem naivitate pentru a da posibilitățile unor actori statali să controleze 90% din piața metalelor rare care sunt necesare în tehnologie, și am să mă refer chiar la China, care controlează 90% din piața metalelor rare, inclusiv cu zăcăminte controlate în Africa, acolo unde occidentalii, după perioada postcolonială, s-au retras mânați de un complex de vinovăție, sunt China în mâna Africii, Africa în mâna Chinei, nu se cheamă etică, se cheamă naivitate. Din perspectiva directoarei de la Samsung, e o chestiune doar de business. Din perspectiva intereselor pe termen lung, cu privire la echilibru geopolitic, nu se poate spune că tehnologiile trebuie lăsate în mâna tuturor, fiind faptul că există actori statali care întrețin războaie cibernetice, există actori statali care se folosesc de tehnologie occidentală pentru a o folosi în războaie, inclusiv în războaie împotriva Occidentului. Citeam zilele trecute faptul că în continuare materiale tehnologice avansate produse în Cehia, motoare, ajung în drone sovietice sau în tot felul de alte arme care teoretic sunt supuse embargoului. Deci nu putem vorbi de etică în război, există o singură etică în război, cea de a ajuta victimele. Da? Aceasta este, cum să spun, o datorie sacrosantă, de aceea există și niște legi ale războiului. De aceea ne indignăm când vedem Rusia bombardând grădinițe, biserici, școli, spitale, echipe de salvare, cum s-a întâmplat recent, loviturile așa zise în doi timpi. Da? Deci singura etică este că întotdeauna în război trebuie să fii de partea victimei. Acum noi știm că Rusia a avut mereu de jucat cartea victimei, chiar și atunci când a atacat alte state. Rusia întotdeauna a fost cea care a aclamat faptul că ea nu atacă decât pentru a se apăra. Ceea ce este extrem de fals. Dar ca să revin, din perspectivă umanitară, nu trebuie decât să ne gândim extrem de rapid de unde au venit valurile de refugiați pentru a înțelege cine este cu adevărat victima, da? Într-un război precum cel care îl avem, pe care îl avem la răsărit. A nu amesteca business-ul cu legile umanitare e o chestiune de bun simț. Da? Deși știm foarte bine și aici, din păcate, există și firme occidentale care continuă să facă extrem de profitabil comerț cu Rusia, deci se află sub sancțiuni. Evident, da, și fac foarte mulți clienți și prin tehnologiile noi.